La Drochia a fost lansată Alianța Femeile Moldovei, o platformă destinată consolidării rolului femeilor în societate și promovarea egalității de gen. Alianța strânge femei din toate raioanele Republicii, organizând întâlniri pentru a discuta despre dezvoltarea personală și profesională. Alianța Femeile Moldovei avem membre din toate raioanele Republicii Moldova, mergem în toate raioanele, am mers deja în mai mult de jumătate de raioane, ne întâlnim cu doamne. Platforma Femeile Moldovei chiar se ocupă de doamne, de interese, de prioritățile unei femei. Acordă anume sprijinul pentru a se dezvolta, pentru a crește și anume cel picuț care nu ajunge undeva unei femei, anume Femeile Moldovei și îl descoperă. Alianța încurajează participarea femeilor în viața comunității, evidențiind importanța vocii lor în diferite sectoare sociale și profesionale. Chiar am fost fotograf la prima ieșire în lumea Femeilor Moldovei. Am cunoscut femei care chiar vor să facă o schimbare și pot să facă o schimbare. Cu ajutorul acestei alianțe putem face, în primul rând, vocea femeilor auzită, putem arăta că noi existăm și noi suntem importante. Platforma a reunit femei din toate domeniile. Și e foarte frumos faptul când femei pe femei se susțin, femei pe femei se ajută și sunt într-o continuă creștere și dezvoltare. Este foarte important ca noi să avem o comuniune în care să ne întrunim și să nu numai să discutăm de problemele noastre, dar să avem și întâlniri de suflet în care să ascultăm o piesă muzicală, să vizionăm un spectacol, să ne bucurăm, nu numai să muncim. Platforma Femeile Moldovei a fost inițiată pentru a crea un mediu de susținere și încurajare a femeilor, cu scopul de a le permite să devină lideri și modele de urmat în comunitatea lor și dincolo de aceasta. Lansată acum 2 ani, platforma continuă să adune și să inspire femei din întreaga regiune.